Toți românii simt efectele inflației și ale crizei din energie. Asta scriați dumneavoastră în urmă câteva zile într-o postare pe pagina de Facebook Da. Și sunt perfect de acord cu dumneavoastră. Însă, ce facem? Ce face guvernul pentru a diminua aceste efecte? Cum vine practic în ajutorul românilor? Acel mesaj al meu, care nu e doar al meu, e un mesaj preluat de foarte mulți colegi liberali, a venit în contextul în care am văzut din partea partidelor de guvernare, din partea colegilor de la PSD, mesaje duse în direcția doar anumitor categorii. Da? Și mă refer aici la pensionari sau mă refer aici la cei care lucrează în sistemul public. Și noi, asta am spus, inflația e în România. Afectează, da? Pe toți. Efectele inflației se resimt de către toți românii. Nu contează în ce sistem lucrează, nu contează că sunt angajați sau pensionari sau așa mai departe. Și atunci măsurile pe care noi le luăm trebuie să încerce să fie măsuri care să-i ajute pe toți să treacă peste aceste perioade. S-a spus că Banca Națională a făcut o estimare care trebuie să ne pună pe gânduri. Undeva luna iunie se estimează o inflație de 11,6%. Evident că va trebui să vedem ce facem, astfel încât pentru toți românii, și nu se va simți doar pentru unii români, această inflație se va simți ca și astăzi, pentru toți românii. Da? Iată, spre exemplu, fac o paralelă, atunci când ministrul Virgil Popescu a propus a venit cu acea ordonanță a plafonării prețului la energie în toamnă, și chiar și acum, în februarie, când guvernul Ciucă a modificat și a îmbunătățit, a mai adus ceva în plus la această plafonare, s-a aplicat tuturor. Sigur că pentru unii, cei mai vulnerabili, cei care au veniturile extrem de mici și care evident că n-ar fi putut face față aceste perioade, acolo au mai venit și cu ceva sprijin suplimentar. Dar măsura generală a fost aceasta, a plafonării la un anume nivel, aplicabilă tuturor. Din acest motiv, propunerea Partidului Național Liberal, sigur, e înțeată prima oară prin vocea președintelui Florin Cîțu, dar propunerea pe care noi o susținem, pentru că așa vedem noi lucrurile, aceea de reducerea CASE-ului cu 5%, este o măsură care ar avea efect pentru fiecare om mâine. Cu alte cuvinte, dacă veniturile mele ar crește de mâine cu 5%, o mare parte din această de mâine înseamnă de la primul salariu, nu? Pentru că pur și simplu angajatorul meu virează mai puțin cu 5% către bugetul asigurărilor sociale și atunci banii ăștia rămân mie net. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că din acea inflație, adică din acea scădere a puterii de cumpărare, recuperez din prima 5%. E o măsură pe care noi o susținem și în principiu noi suntem de acord cu toate reducerile de taxe. Pentru că istoria ne-a arătat, istoria noastră recentă, că orice reducere de taxe sau eliminare de taxe, chiar dacă în luna imediat următoare, când te-ai uitat pe buget, probabil că încasările au fost mai mici, da? Există o curbă. Întotdeauna, după ceva timp, încasările la buget vor fi mai mari. Pentru că gradul de conformare al oamenilor când taxele sunt mai mici este mai mare. E mult mai simplu, mult mai ușor să plătești o taxă mai mică. Da? Nu mai riscă atâția oameni, nu, să amâne pentru a plăti penalități și dobânzi și așa mai departe. Sau chiar evaziunea scade în condițiile în care taxele sunt mai mici, sunt mai suportabile. Da? Sigur că aici întotdeauna trebuie să ne uităm la un lucru. Și din acest motiv, noi, Partidul Național Liberal, de multe ori putem veni cu idei, venim cu propuneri, doar nu cu decizia finală, pentru că avem ministrul de finanțe, avem un minister al finanțelor, nu ministrul în sine ca persoană, ci ministerul finanțelor, care întotdeauna trebuie să ne spună și ce putem. Pentru că dacă niște măsuri sunt ridicate prea mult, pe de-o parte subvenții, să spunem, de la stat, sau pe de-o parte, sau reduceri de foarte mari, prea mari de taxe, după aceea intrăm și apar alte riscuri. Da? Bugetul de stat nu se mai finanțează și trebuie să faci ce? Trebuie să te împrumuți. Împrumuturile vedem și noi că nu sunt simple. Astăzi dobânzile au crescut, da? Poate și din cauza unor semnale care nu sunt tocmai bune. Aceste mesaje, nu de puține ori populiste, din păcate, da? Creștem cheltuieli bugetare, dăm bani în stânga și în dreapta. PSD. Aceste mesaje, nu ale PSD, eu spun de principiu general, care evident că se aplică și acum. Aceste mesaje nu sunt foarte bune, pentru că oamenii, dacă observă, cei care nu studiază piețele, care sunt jucători pe piețele financiare, evident că ei, dacă observă că tu
îți propui să ai creșteri, nu? De cheltuieli bugetare, evident că vei avea nevoie de bani. Când vei avea nevoie de bani, creșterea, nevoia de bani este mai mare, evident că vor crește și dobânzile. Vedem și politica băncii naționale, care e corectă de altfel. Pentru că altfel trebuie să intervii cumva să scazi inflația. Și atunci, de asta spunem că trebuie să fie un echilibru în toate. Acestea, în schimb, sunt niște măsuri care s-ar aplica imediat. Da? Reducerea CSS cu CAS cu 5% s-ar vedea în buzunarul omului de mâine. Ce ar însemna, da? În cifre? Să vă spun în cifre. Înseamnă aproximativ 126 de lei la salariu minim, da, 1550. Înseamnă ceva. Înseamnă, iată, 8% creștere. La un salariu mediu înseamnă mai mult, înseamnă 350 de lei. Deci totuși sunt niște bani, dar repet, ca să avem tabloul mai clar, dacă ne uităm la cel 11% preconizat de Banca Națională, da, al inflației, păi haideți să ne gândim că de mâine venitul meu net, practic salariul meu cu care plec acasă, ar crește cu acești 5%. Da? De fapt, în raportat la salariul net, creșterea e mai mare. Da? Asta înseamnă că o mare parte a măsurilor acestei inflații, a efectelor acestei inflații, ar fi compensate. Pe de altă parte, o scădere a prețurilor ar mai aduce și cealaltă propunerea noastră, și anume scăderea TVA. Este de la practic, 19% la 17%. Sigur, aici cifra e de discutat. Repet, da? Vin cei de la Ministerul de Finanțe și ne spun că noi ne permitem atât. Pentru că noi putem face niște calcule, niște estimări, dar cifrele sunt acolo. Da? Și nu e, nici măcar nu e corect să venim noi să intervenim și să dăm lecții Ministerului de Finanțe. Facem niște propuneri, venim cu niște idei în care noi credem. Și repet, istoria ne-a demonstrat asta. Când a scăzut impozitul pe venit de la acel 25% diferențiat la 16%, lumea a intrat în panică și mi-aduc aminte că atunci guvernul Năstase ne-a dat niște cifre, ce ar însemna minus la bugetul de stat. N-a fost minus. A fost minus imediat, în prima lună, a doua lună. După care, pentru că pur și simplu 16% e mai ușor de plătit decât 25%, da? După un an și un pic, încasările la buget au fost mult mai mari. Mai avem o experiență. În 2019, când PNL a venit la guvernare, am eliminat o serie de taxe. Știți, inclusiv acciza la combustibil. Și apropo de combustibil, imediat aceasta a dus la o scădere de prețuri, a prețurilor la pompă. Că după un an și ceva, prețurile au mai urcat din nou pentru că piața mondială a petrolului a crescut. Aia este o altă discuție, dar efectul a fost imediat. Și atunci, dacă în 2019, 2020, 2020, an de criză, an de în care a fost economia închisă, eliminând niște taxe, totuși am putut să avem încasări cel puțin la fel sau chiar mai mari de multe ori la buget, asta e exemplu clar, nu e estimare. Acestea sunt cifre, sunt istorii trăite recent de România și arată că economia răspunde imediat la astfel de stimuli. Da? Și că oamenii înțeleg mesajele date de stat. Și asta credem că e un moment în care ar trebui să dăm astfel de mesaje. Că reducem poveri fiscale, iată, că încurajăm și că vrem să dezvoltăm economia. Ajung mesajele astea și la Ministerul de Finanțe? Eu sunt convins că ajung. Și aici vreau să le iau un pic și lor apărarea. Înțeleg că acolo sunt cifrele. Dar ce ne dorim noi este ca această analiză să nu se facă contabilicește. Evident că dacă dai jos 5% din orice, nu? Rezultatul este mai mic. Dar asta e pe termen foarte scurt. Repet, în toată istoria noastră, orice reducere de taxe adus pe un termen mediu, da? și lung, evident, la creștere, de fapt, de venituri. Pentru că e acel grad de conformare care crește întotdeauna. Pentru că pur și simplu e mai suportabil. E mai ușor să plătești mai puțin. E mai ușor, e mai, cum să zic eu, încurajator, dacă vreți.